doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1 din ordonanța numărul 57/2019 privind codul administrativ, ați fost convocat în ședință ordinară prin discuția numărul 249 din 15/10/2021 emisă de primarul Comunei Păljor. Pentru data de 21/10/2021, orele 10, care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a transferului de venit și cheltuiel pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare al Comunei Păljor la data de 30/09/2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al UAT Comuna Păljor, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei X, regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare numărul 556/2006, 291/2010. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Păljor pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03/11/2021. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de echipamente de colectare, tubele, alocat UAT Comuna Păljor și contractului de asociere cu județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. 7 diverse. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 15. Da? Da. 10. Împotriva abținem nu avem, da? Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine se abține? Nu? Da, împotriva 15, da? Împotriva abținem nu avem. Totul sper. Da, sunt prezenți tot. Din cei 15 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 15 consilieri. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Doamna Spătaru, da, spun spre aprobare procesele verbale pentru ședința ordinară din 27 septembrie. Și ședința extraordinară din data de 7 octombrie 2021. Dacă aveți ceva de adăugat sau au fost afișate, bine, am primit și pe e-mail-uri, au fost afișate și pe site-ul primăriei. Dacă aveți, poate că nu se pune în abort, da? Suntem de acord cu 15 voturi. Împotriva, ține pe oameni. Da. Așa. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare al Comunei Păljor la data de 30/09/2021. Prezintă doamna Handoca Custianu Maria, consilier principal. La ordinea de zi proiect de hotărâre privind execuția bugetului până la data de 30 septembrie, conform prevederilor legale, trebuie să aprobate și trimestriale. La secțiunea de dezvoltare, veniturile prevederi trimestriale 2.954.700, încasări realizate 2.690.444,41. La cheltuieli, prevederi trimestriale 4.354.700, plăți efectuate 2.690.357,07. La secțiunea de funcționare, prevederi bugetare trimestriale la venituri 5.692.080, încasări realizate 5.639.416,36.
2007. La cheltuieli, prevederi bugetare trimestriale 5.692.080, plăți efectuate 4.705.162.94. În urma analizării, am avut un transfer suplimentar la veniturile proprii peste prevederile bugetare, la venituri din amenzi 12,55 mii lei, la importuri și taxe de proprietate 20,54 mii lei, care ne-am prins în rectificarea bugetară. Am avut mai multe încasări la acest indicator față de ce am prevăzut noi în buget. Dacă aveți întrebări. Anexa. Deci, supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abținem împotrivă. 15. Se aprobă cu 15 voturi. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al luat de comunapărjor județul Bacău. Prezintă tot doamna Hăndătă Păstoară, Maria Consilier Cinciu. Propunem rectificarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021. Prima perioadă a guvernului 1088-2021, oate Comuna Părjului a fost alocată pentru fonte de parcate din TVA suma de 450.000 de lei. De la Consiliul Județean, am referat într-adevăr că am primit, pentru că a venit pe 18, așa am primit 0,20 mii lei pentru sume de parcate din TVA pentru drumuri comunale. Avem și solicitarea școlii gimnaziale Părjor, pentru că ce am făcut referatul Ovenit, ei au de făcut rectificare de buget prin mutarea sumelor pe alte articole. Au avut cheltuieli mai mari la anumite articole bugetare față de unde am prevăzut inițial cheltuielile că s-ar face. De exemplu, au avut modificări la bunuri și servicii pentru întreținere, din care au repartizat pentru furnituri de biroc, materiale de curățenie, încălzit, apă, canal. Așa. Revenim la bugetul centralizat. La secțiunea de dezvoltare, pentru a finaliza lucrările de la Căminul de la Cristiana, mai avem nevoie de o anumită sumă de bani pe care am prevăzut-o în lista de investiții. S-a mai majorat cu 120.000 de lei. Numai de la Cămin. Pentru cheltuieli cu cotele de la Inspectoratul Teritorial de Construcție. Pentru că valoarea clădirii s-a majorat și atunci cresc și cotele 0,1 și 0,5%. Este la valoarea finală. Noi la începutul lucrării au fost cât au fost în proiect, la sfârșitul lucrării trebuie să plătim la valoarea finală. Și care e valoarea finală? Încă nu e finalizat, nu e închis centralizatorul, dar e 2.943.200 lei. Lei, da. Mii lei. Și lucrurile mai văd aici la Cămine Culturale, 210.000 de lei. Asta. Păi da, am majorat valoarea de la... Am pus plus. Peste. În valoare, dar ea vine, lucrarea vine din 2018, este pornită cu toată documentația, vize și tot ce presupune. Asta era restul de executat până la sfârșitul contractului. Mai aici drumul și poduri. 1073.000. Da, 1073.
Da, aia s-a modificat prin dispoziția domnului primar. Prin hotărârea guvernului s-a alocat pentru perioada când au fost inundațiile, luna iunie. Când a fost podul la nivelul comunei Pârjor, s-au făcut analize, au venit cei de la ISU și a fost alocat 1073 de lei. Aia este pe secțiunea de funcționare. 1073 de lei sau 1073? 1073 de lei. Iunie, când au fost inundațiile și au fost pod roșu de Bacău. Când a fost pod? Am scris aici că trebuie să pune și dispoziția prima, că hotărârile de guvern pentru fondul de intervenție și pentru fondul de rezervă, modificările de buget se fac prin, se pot face și prin dispoziția primarului și atunci insistau de la finanțe că trebuie făcute repede, iar avem să validează în ședința consiliului local. La anul de urbanizare avea 260 de mii lei, când a fost făcut. Ce anume? La anul de urbanizare general. A, cum? Oare de la începutul anului este în lucru. Este în lucru. Așa, am avut și anul trecut, am plătit odată cu aproape. Și 120.000 sări primării, unde e? Pentru SSB, studii de debilitate. Asta pentru construcție. Unde se debilitează? Peste nu. Ce mai vrea eu aici? Văd reabilitare, modernizare școala Tădăța, 2734 și reabilitare Tădăța, asta, Cristiana Comunului Cultural, 2943, miile, bineînțeles. Cred că cu asta se finalizează, nu? Da, asta e valoarea investiției, cât a fost estimată. Domnul primar, când estimați să fie gata, adică așa sau? Da, când e gata. Da, știu, dar poate mai e nevoie. Nu e nevoie de nimic. Am mai văzut aici. Vreau la documentație pentru comisii de recepție. Da, se vine la cimitirul de toată seara. În fundala se împurta cimitir. Ce era? Se împurta cimitir. Am văzut de viere. Nu, o văd utilizat doi stâlpi din sala de sport. Curtea școlii din sala de sport. Asta ne discutați de stâlpul anului. Tot se discutați de stâlpul anului cimitir, pentru la cimitir. Nu, nu, stâlpele care i-am dat. Am înțeles, am înțeles. Mai avem la domnul cimitir de seara. Așa. Dacă aveți alte întrebări. La cazul pentru întâlnirea asta, e pentru studiile de abilitate sau cea pentru proiecte? Mai sunt chiar cu măsurător de teren finanțare. O fost și anul trecut. Da, știu. Pe bucățele. Da. Am întrebat. Deci, supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Ține din potrivă? Nu, atunci, da? 15. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei X regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 156/2006/9/11/2010. Prezintă domnul Bojocaru Dimitrie Lucian, consilier principal. Da, este vorba de modificare regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și delegarea contractului de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Aici, în spate, s-a tot atașat toată documentația privind regulamentul de organizare și funcționare care este destul de mare. Deci, ei modifică puțin regulamentul, modifică niște indicatori, modifică niște taxe care... Nu tot rămân la tot. Celălalt rămân la tot. Aprobat în anul 2006 și de reaprobat în 2010. E un regulament făcut în 2006 și pe un moment asta se referă mai mult pentru cei care dețin apă și canal, nu noi, nu e cazul nostru. Și aici, Bine, aia e altceva. Asta este pentru cei care au apărut canalul la momentul ăsta, dar e pe care nu cei au aici.
și modifică și regulamentul de funcționare a lor. Deci supunem la vot punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este împotrivă? Abține? 15, da? Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale cu Naborșor pentru ședința adunării generale acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03.11.2021. Prezintă doamna Bocancea Viorica, referent de specialitate. Da, prezintă eu. Da, aici este vorba din câte deci not mandatat pentru să ne reprezint în ședințele de la Paga, Crab și Ahim. Adică mandatat să voteze? Da, să votăm pentru la luna de la a finalul la Crab, în data de 3 iunie. Trebuie să avem cineva mandatat, să ne reprezint ea la luna de la are mandatul pentru că o de pentru domnul da. Și suntem o dată asociați. Da, corect. Și ai de două și atât. Ne supunem la vot punctul 4 de pe ordinea de zi. Se află 15 voturi. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de echipamente de colectare, UBELE, alocat OAC Comuna Părjor și contractului de asociere cu județul Bacău. Prezintă ne-au aprobat numărul de 75 de cuvete, doamna solicitării făcute pentru Comuna Părjor, avem 75 de solicitări de la persoane fizice pentru OAC. Lua cuvete, care nu au luat cuvete, care nu au prins în primul proiect. Consiliul de zeamă, dar mi-a aprobat acele cuvete și acum și noi trebuie să aprobăm să preluăm acele cuvere și să le distribuim la persoane care au solicitări și să plătim. Eu nu am înțeles că vorbim despre echipamente. Echipamente, așa că te numesc echipamente. Da, dar să zic cu ceva de sofisticat de noștri, da. Da, da, așa că te știți de așa. Da, da, e corect. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Asta se face pentru persoane fizice. Da, da, da. Deci supunem la vot punctul 5 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu, 15. 5. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Prezintă domnul Cojocaru. Da, aici, la fel, ei au făcut actualizare de tarife pentru toate, toate lucrările și operațiunile pe care se desfășoară. E vorba doar de cei care nu au mers la canalul, care este asta de operele. Aprobăm ceva ce nu avem. Da, dar fiind membru, trebuie să poate să avem și noi, o să avem și noi. Ne reprezentăm la diverse. Alege.